Doamnelor și domnilor, discutăm dimineața asta despre Theta Healing. Se întâmplă să fiu rar nepregătit, dar astăzi sunt absolut pe lângă subiect. Nu știu ce înseamnă Theta Healing, numai puțin. La, iartă-mă, o secundă. Păi, dar ce, n-am eu fișe aici aia? Să vedem. Trupa compact. Dar nu cred că ai nevoie de fișă. Sunt aici no, să păi eu fără fișe sunt mort. Uite, e ziua lui Evanghelia, azi noroc am calendar. Așa, două secunde. Revenim. Doamnelor și domnilor, alături de noi Andreea Filip este trainer și coach de Theta Healing. Ea știe totul despre chestiunea asta, care, cum să zic, ci că ar putea să mă vindece până și pe mine, care sunt un caz patologic, se știe deja, se vede la televizor. Andreea. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce este Theta Healing? Theta Healing este, din punctul meu de vedere, crema cremelor în materie de dezvoltare personală. A, e tot cu dezvoltarea personală. Absolut, pentru că este o tehnică care adresează trinitatea noastră, corpul, mintea și sufletelul nostru. Care și are grijă de toate. Care astfel... avem suflet, că sunt unii... doar cu minte și corp. Sunt unii care au uitat că au un sufletel și n-au grijă de el. Asta e tot. Dar cu toții avem câte un sufletel. Revenind. Da. Deci Theta Healing este o tehnică de meditație prin care ne putem, de exemplu, accesa subconștientul. Cum facem lucrul acesta și de acolo și denumirea de Theta, ne ducem creierul într-o stare de relaxare, care înseamnă în frecvențe Theta de 4-7 cicli pe secundă și putem accesa acolo programele care, de fapt, sunt pilotul automat al vieții noastre, programele din subconștient. Și suntem în programați, moment... noi, oamenii, suntem programați? Exact, exact, suntem programați. Suntem programați de societate, suntem programați de școală, suntem programați de familie. Avem foarte multe programe prin care noi ne rulăm existența zilnică. Inconștient, mare parte. Absolut, 90% cel puțin. Dacă am stat să ne ascultăm gândurile pe care le avem într-o zi și gândurile din ziua următoare, am vedea că se repetă, e ca și cum ascultăm aceleași melodii la radio. Știi că e complicat acum, mai ales de când cu Marea Tevatură. Este o practică yoga asta? Nu. Este o practică de meditație. Adică este o formă de meditație ghidată, scurtă, care este, practic, îți permite să ajungi în acea stare Theta cu puțină practică, în 30 de secunde. Poți singur sau trebuie să mă ajute Absolut, cineva? Singur. Deci, de învățat, cel mai bine se învață într-un curs. Așa. Dar după aceea, vei avea instrumentul cu tine întotdeauna. Oricând te prinzi că ai un program de genul numeric, să fiu iubit, nu pot să le fac pe toate, nu am timp, nu am bani. Sunt doar niște programe din fundal care ne determină reacțiile și modul în care ne trăim viața. S-ar putea să fie unii care să spună, e doar vorbărie la televizor, adică faptul că nu am bani e cert. Nu cred că mă pot programa pe mine să fac bani. Bineînțeles că da. Unii oameni au programe că există o abundență, alții au programe că există sărăcie. Să luăm un exemplu standard. Vezi un om care cerșește la colțul străzii. Unul se poate uita la el și vede oportunitatea de a face o contribuție, se gândește să atragă niște fonduri europene, să creeze niște cămine care să sprijine viața acelui om. Alt om, dacă are alte programe, se uită și zice, nenorocitul, n-a fost în stare să aibă grijă, nu și-o pus și el deoparte niște bani. Altul se uită la el și poate îl înfurie faptul că e cineva acolo. Deci, de fapt, e doar un om la colțul străzii care cere niște bani. Dar noi reacționăm în funcție de ce programe avem în spatele nostru. Dacă eu am programul nu am bani, nici nu voi vedea în jurul meu oportunitățile de a face bani sau de a atrage bani. Pur și simplu e ca și cum mă blochează, e un filtru. Nu am bani, asta este, nu am bani. Noi suntem fataliști și așa suntem învățați de acasă. Că norocul este pentru cei aleși, că banii sunt pentru cei aleși, că o carieră poate fi dobândită doar dacă muncești până cazi sub tine. Da, tocmai de aceea este fundamental ca părinții să devină responsabili și atenți cu ce mesaje și ce idei le transmit copiilor. Creierul copilului până la 7 ani este în frecvență Theta. Deci programarea noastră principală se face până la vârsta de 7 ani. Nu degeaba se spune cei 7 ani de acasă. Și acolo intervine rolul nostru ca și părinți să fim foarte atenți ce mesaje le transmitem, la ce emisiuni lăsăm să se uite, adică să fie emisiuni pozitive, cu mesaje încurajatoare, astfel încât ei să-și dezvolte o viziune optimistă asupra vieții și în momentul în care au acea viziune, ei vor trăi după acea viziune și vor avea acea realitate în viața lor. Theta Healing, o discuție ce continuă după pauză despre cum suntem programați, dar mai ales despre cum putem lupta cu programele noastre în ceva minute. Dacă aveți întrebări,
Răspundem cu drag la ele, neața@antena1.ro sau SMS 1272. Rămâneți cu noi, după pauză ne întoarcem. Căutăm și reporterițe de monden, pozitive și cu ceacrele deschise. Nu, ne plac ceacrele deschise. Pauză, ne întoarcem imediat. Doamnelor, domnilor, ne-am întors la Neața. Discutăm în dimineața asta despre Theta Healing. În prima parte a discuției, ce să spun, nu mă duce capul, n-am înțeles nimic. Tu ce vrei de fapt să spui? Că noi suntem programați să ne vedem de treaba noastră, să stăm în cutiuța noastră de către alții și la un moment dat tindem să credem că noi suntem ușor neputincioși? Da, dar această programare se întâmplă automat. Adică nu e ca și cum cineva vrea să ne facă rău și ne programează în mod deliberat cu anumite programe. Mm-hmm. Este pentru că la un moment dat în viață acel program te ajută la ceva și iei o decizie. Ca de exemplu, oamenii ca să se protejeze cumva emoțional au programul că în viață nu poți să le ai pe toate. Și programul acesta îi ajută să justifice, să își justifice momentele în care poate dacă le merge bine în business, nu le merge bine în viața personală. Sau așa dacă se spune, că dacă ai bani, ai noroc în dragoste. Exact, exact, da, este o paradigmă națională, da, vă rog frumos. Andreea cu Theta Healing, da, da, am cunoscut-o pe coridor. Da, da, ce da. Ce bine, da. Că de când. Andreea, dacă se poate, așa. Aici am o, aici să mă apeși, să... Da, Theta din fericire, cu Theta Healing nu trebuie să pun mâna neapărat. Am un junghi aici. Așa. Și dacă poți să-mi deschizi chakrele aici, lombarc... Păi nu okay. E despre, ci că să lucrezi cu frecvențele creierului, mă, nu te apasă pe niciunde. A, exact. Nu apăsați cu nimic? Nu apăsăm cu nimica, nu, asta hai este o bag eu mâine, mâine masaj anticelulitic și că nu se poate așa, cu masaj cu creierul, păi cu ce la mine? Terminați, mă. Asta cu ceacrele, ce e cu ceacrele? Ceacrele, de fapt, sunt centrii noștri energetici, așa. Da? Corpul nostru... Am și eu? Și tu. Am și eu. Și eu, și toată lumea, fiecare dintre noi. Câte să fie? Minim 7, dar se pot fi și 12 și 200 și fiecare după cum le numără. De exemplu, în acupunctură sunt câteva sute de poziții, sute de puncte cheie care de fapt ne sprijină să ne curgă energia, cum ar fi prin structuri. Și apropo de junghiul tău, junghiul respectiv este de fapt un blocaj energetic care este determinat de anumite aspecte. Ca de exemplu, dacă ai niște tensiuni în zona aceasta, este pentru că probabil simți o presiune în viața ta. Acum, da, care este sursa presiunii? Okay. Banca mă apasă. Ok, deci eliberează banca și atunci dispare și junghiul. Nici nu trebuie să pun mâna. Gata, am înțeles tot, Andreea. Mă duc la bancă să-mi fac un masaj. Perfect. Eu, da. Doamnă, la ghișeu, am văzut că are și... E foarte complicat să discutăm despre lucrurile astea dimineața. Voi aveți niște cursuri, îmi spuneai că mă poți învăța pe mine să mă deschid și să mă luminez, nu? Da, 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 exact. Și partea bună este că după ce ai învățat tehnica, poți să lucrezi tu cu tine oricând, foarte rapid și eficient. Deci nu mai ai nevoie de altcineva ca să te sprijine în acest demers. Am înțeles. Această tehnică, de fapt, te conectează cu puterea ta interioară și de aceea am și ales că motto-ul meu este regăsește strălucirea. Să regăsești acea scânteie divină din tine cu ajutorul căreia poți să co-creezi, de fapt, miracole în viața ta. Tu ai fost tot timpul așa pozitivă sau acum de când... Am fost, doar că înainte acest pozitivism era doar pe exterior. Înăuntru era foarte mult stres, pentru că eu eram genul de oameni care făceam totul să fie bine pentru ceilalți, dar relația mea cu mine era una. Exact ca mine. Eu exact, mai citit, Andreea. Eu sunt ăla care mă gândesc exact la binele celorlalți. Altruist. Și după aia hai de mine, exact maxim eu de empatie cât te poți băga într-un om. Dar exact, eu nu vreau să mă schimb, exact. Eu vreau să fiu tot așa. Foarte aia bine, dar ar fi bine să fie și înăuntru. Auzi, mai multă pace. Asta, câți oameni care lucrează cu tehnica asta sunt în România? În România sunt câteva sute. Poți să-mi trimiți pe toți, că avem un caz particular aici, colegul Dani. Și pe ăsta, toți vindecătorii din lume. Te rog frumos, aveți un târg zilele astea, nu? Da, voi fi prezent în cadrul târgului Body, Mind, Spirit, care se adresează acestei trinități a noastre. Sunt tot felul de terapii, de metode, de tehnici care să ne sprijine în echilibrarea noastră a corpului nostru, a minții noastre și a sufletului nostru. Acolo voi avea și o prezentare și un stand, deci aștept pe toată lumea cu drag și mi-ar plăcea celor care sunt interesați să le ofer o invitație să intre pe site-ul meu, www.andreafilip.com, Andreea cu un singur E, și acolo pot găsi mai multe și despre cursurile următoare din Timișoara, Cluj, București, Iași. Am înțeles. Bă, nu mi-ai deschis nicio ceacră, de asta sunt la fel de... Nu le vezi tu, dar urmează să se simte efectul. Poți să și hipnotizezi?
E, teta, e o formă de autohipnoză, de fapt, pe care tu ți-o induci. Hai, vino colegul un pic aici, numai să vedem dacă te poate. N-am treabă cu... Te rog, să văd dacă poți să te ține într-o stare pozitivă vreo 3-4 zile. Păi sunt, nu te vezi la mine ce pozitiv sunt. Păi nu. Sunt foarte pozitiv. Dar voi asta faceți, de fapt, noi toți cei care suntem acasă. Ne hipnotizați în fiecare dimineață. Exact așa, uite, cu fața asta și cu chakrele astea deschise. Mulțumim tare mult, Andreea Filip. Și eu vă mulțumesc. Ia zi, domnul Dani.